altă se întunece. Înapoi nu. Și la fel o nemulțumire la trage o altă. Bucuria aia, de-abia ieșeam, nu reușeam să ies dintr-o bucurie cât de alta. Și uite așa, una pe alta se înmulțeam, încât cam așa era. S-a învățat foarte multe lucruri acum. Cred că s-a lămurit, nu? Multe situații și ieri, seara, am discutat. Am sentimentul că am câștigat foarte mult. Și Nina a fost o conferință de zi. Și Maria, adică... Carmen. Și eu m-am făcut seara, urmă, deși azi dimineața m-am vorbit. Ea ne-a povestit de bunica ta. Da. Lunga dinainte era o lume echilibrată. Crezi că o să mai atingem, mai... O să mai vedem sau timpurile vor fi așa irecuperabile? Depinde de noi dacă mai putem vedea așa ceva. Dar mai sunt în anumite locuri pe la țară, mai sunt oameni așa simpli. Și bunicuți așa mai sunt. Asta sunt speranța noastră, de fapt. Echilibru. Cine a spune că mai sunt sate, nu? Dar mai sunt și sunt foarte echilibrate. Sata este un sat, cum ți-am spus, în Don Nicula, sic, în care femeia nu lucrează. Femeia stă acasă. Dar la țară mică zone femeile nu lucrează, nu sunt sate. Și unde a fost mama mea? Bănuiesc că da, nu sunt singur sat. Exact, mai sunt. Asta cum a spus eu. Și probabil că dacă lucrurile se dereglează la oraș, o să se întoarcă mulți la țară. Clar, și o să intre în regulile care sunt acolo. Exact, o să se întoarcă la oraș. Asta e la salvare. Tot rău este să bine. Da, tot rău este să bine. Când apare rău, fii fericit că o să vină binele după asta. Da. Ina, ce ne-a mai spune? Nu știu ce vede. Care este soluția ca să avem o viață fericită? Păi iubirea necondiționată, mă repet. Până la capăt. Până la capăt. Dăruirea continuă. De ce este greu? Dăruirea continuă. De ce este greu? Asta este golirea. De ce este greu? Nu vrem. De ce nu vrem? Suntem atașați de calculator, de mașină, de material, de dar... Păi, suntem foarte atașați. Dacă avem această iubire, orice ar fi, ne vin greutăți și ne plăcem din față de ce alegem. E dureros. Și totuși alegem durerea. De ce? Din prostia noastră. Trăim la nivel de ego. Da, credem că suntem ego, îl identificăm pe ceea ce noi nu suntem. Așa suntem educați, că nu poți să zici că doar din educație o primești, inclusiv de la părinți. Am înțeles. De la părinți o primești. Să regulile sociale, regulile saltului, da. Reglau lucrurile acestea. Exact. Părinții erau mult. Tot faci personalitate. Păi ceilalți erau claca, era așezătoarea, da. Munceau unul pentru altul, se ajutau unul pe altul și lucrurile astea nu te dea posibilitatea să apară. Se deci regula satului era mai importantă decât interesul propriu. Adică nimeni nu vrea să slujească, că despre asta e vorba. Exact, de slujirea asta. De slujirea. Toată lumea vrea să conducă. Da, da. Și caută binele lor. S-au atomizat la oraș și este o atomizare. Da, așa e. Omul pune interese pe strana, pe sufletul și atunci pierde interesul celorlalți. Și își pierde sufletul de fapt. Deci, echilibru s-a născut la sat și acolo a rămas. Acolo și rămas. Este ultimul nivel posibil. Echilibru cel mai mare posibil. Și la ora actuală, stat oamenii se strâng de la unul la altul să lucreze, ori din partea socrilor mei. Se strâng de la unul să se ducă să-și pună, să-și acopere solarul. Toți la unul, cu frate, cu mâna și formă la ceilalți. Sunt și acum. Deși în comună și, mă rog, la socra mea așa este. Se ajută în continuare. Fantastic. Și se bucurește cu omul. Există speranță. Doamne, doar la oraș e problema. Și trăiau cu ușile, deci nu se încuia ușile. A, bine, da, la soacra mea nu se închide ușa, nu se închide, da. Probabil că nu se mai duc peste tot în lume la țară.
Da, măi, da, exact. Nu aveam nicio frică, asta vine să întâmplă. Nicio frică și îți deschid ușa și te primesc în casă. Da, da, pașnici în București, cu ușile pe scară. Ieșeau afară și nu pe preșul de afară și nu îmi dădea voie nici măcar să văd când sunam ca să îmi semneze mie. Asta e frica. Da. Și necredința. Necredința, păi la oraș. Asta e credința. Da, apropo de frică. Și frica era că vor fi vandalizate apartamentul. Da, da, da. De ce ți-e frica? Nu poți scap. Exact. De ce oameni fricoși, da. E o forță, nu? Da. Deci ei știau că nu au credința. În clasă să se închid. Da. Știu că nu au credință. Și asta e întrebarea, oare nu fac o bună știință? Că mulți ne se pare că nu înțeleg, nu? Cum funcționează lucrurile. Cu bună știință. Cu bună știință, răspind pe Dumnezeu, în toate momentele, cât de mici sunt, ei nu-l aleg. Și ei știu că nu-l aleg. Și atunci apare frica. Da, pentru că în situațiile astea banale de zi cu zi, omul se împotrivește, luptă, nu să se comporte cu el. Mm. Îl știe că s-a împotrivit, nu a ieșit și atunci este frică. De fapt, este frică de Dumnezeu. Da. Pentru că credința ce înseamnă? Eu știu că toate momentele de viață, mai ales iubirea, nu am teamă de nimic, asta este iubirea, asta este realitatea că voi construi mâine și va fi cum trebuie, pentru că e alegerea mea și așa. A fost, deci am toată siguranța că mâine va fi eliminată. El nu are toată siguranța că ziua de mâine va fi eliminată, pentru că știe că s-a opus iubirii. Da, dacă și atunci este nesigur. Dacă nu știe cu adevărat și îmi fură cineva și îmi sparge casa, mâine, mâine tot se poate. Dacă omul nu s-a confruntat cu iubirea în toate situațiile din viață, el nu are nicio fel de teamă de nimic. Da. Pentru că realitatea de mâine va fi cum am ales eu astăzi. Exact, da. Și urmează sufletul meu și am toată siguranța că va fi bine. Da. Asta înseamnă credință. Da. Deci credință nu înseamnă că mă încred într-un necunoscut, ci eu știu sigur cum m-a comportat eu acum. Și mâine va fi cum trebuie, da, va fi da, cum am ales eu acum. Am toată siguranța asta că mâine va fi bine. Dar odată ce ajungi la credința, la faptul că știi, la faptul că știi, dar știi cu adevărat, nu știu, te mai întorci înapoi? Că dacă oamenii ar ști cu adevărat, adică care e adevărul, că atunci... Nu, e vorba dacă știi că ai ales acum... Ce zic? Că nu știu cum adevărat. Și atunci discipolii lui Iisus, de ce s-au dezis de el? Și în Akhenaton, oameni care au văzut lumina și au văzut-o în expresie fizică lângă ei, nu ca noi... Și noi am putea, da? Nu o vede decât cel care este simplu. Exact, da? Omul cu cisme, lui s-a arătat de Iisus. S-a arătat și nouă. Exact. S-a arătat Iisus și nu îmi interesează altceva. El a trăit și el nu interesează să fie da, altfel decât este acum. Da. Nu interesează să caute interes pentru el. El se lasă păcălit. În fiecare ciclu de viață l-au trădat și discipolii care au văzut. Eu stau să mă gândesc să mă întreb. Nu și-au asumat aceste răspunde decât în curaj. Eu încurez să nu caut spinele tău și să te lași de alții exploatat. Da. Un curaj foarte mare. Eu tot sper că semințele sunt plantate și Marea țară, acolo, nu mai iau aceste viruri. La oraș, speranța nu și nu o să fie. Eu nu cred că va fi vreodată la oraș altfel. Va fi din ce în ce mai rău. Se pierde da, energie. Și acolo va fi distrugere la oraș, exact. Bombele vor cadea pe oraș. Cutremurul care a fost la oraș. Cutremurul vor fi pe oraș. Dar acum, de exemplu, străinitate există. Ia să mă mută. De aprea comunită noi, deci nu sate, dar comunități în care construiesc, încearcă diferite. Nu. Nu ai unde să fugi. Nu asta cu fără bani este important, ci să ai bine. Să ajut. Deci satul acolo există într ajutorare. Adică omul se lasă pe el pentru celălalt. Asta înseamnă, de fapt, iubire. Degeaba, deci dacă satele, acele comunități autosustenabile există într ajutorarea, este ok. Dacă nu există și este doar o formă de a fugi de responsabilități și totuși în continuare ei caută să se apere pe ei, nu să-și caute bine lor, nu se fac nimic. Ca să rezolve ceva, nu trebuie să se întrajutoreze. La țară se știe că în familia cutare este cineva care suferă sau care are nevoie, dar la oraș eu nu știu nimic despre vecinii mei, deci sunt închiși, izolați, blocați. Dar să știe și poate suferă pe... Nu dau drumul la ușă, nu spun.
La țară se ajută. Dar cei din zona soacrei mele sunt 3-4 generații, deși tineri, deci nu mă sunt bătrâni. Vin de București înspre Cotidaușoase. Dar n-au plecat la oraș, decât câțiva, așa că au plecat, fac naveta, lucrează la București, dar fac... Nu și la oraș, în fac, uite. N-au plecat. Da, străinătăți, ca... Da, trebuie, trebuie. Da. Urmați uitați acolo. Urmați uitați acolo. Adevărul este că dacă ești cum trebuie, Dumnezeu te ocrotește. Adică nu cade bomba pe tine, nu cade blocul tău, nu mai blocul tău, ce-a blocat. Exact. Deci asta este avantajul deosebit. Deci trebuie să fii cum trebuie. Nu te nimerește blocul. Nu te nimerește blocul. Ca doamna aceea care mergea la gară, că dau bombele americanilor, că dau clădirile, oamenii țipau acolo, erau prinse clădiri și se murea lângă ei, de peste 2500 de bucureșteni au murit la bombardamentele americanilor și bucureștenii le-au ridicat statui. Așa, și dânsa trebuia să ajungă la mama ei, nici nu a interesat. Și zicea că zburau schijele în jurul meu și nu a atins niciuna. Și dacă Dumnezeu vroia, m-a atingea. Deci voia lui este funcția interiorul tău. Dacă ești cum trebuie, nu te atinge nimic. Pentru că din față vine schijele, aceste schijea sau virusul. Este egoul meu, atâta din cât am ego, sunt în pericol. Așa este. Și oamenii aceia sunt temători pentru că știu că în viața lor nu s-au purtat cum trebuie. Ei știu chestia asta. Deci în fel, ei știu cum au fost. Și nu pot să aibă credință. Pentru că ei s-au comportat cu teamă, adică nu au făcut fapte de dăruire, de sacrificiu. Și ei știu că nu au făcut asta, atunci sunt temători. Eu mă minunez la mine, uite, a trecut atâta timp și se știe că la saloane, la coafură, pe unde te duci, la medic, stai cu mască, că n-ai voie altfel. Deci nu s-a îmbolnăvit nimeni, nu a avut nimeni teamă. Eu fără mască, că n-am cum, că sunt 28 de grade în cameră și mai fac și masaj și n-am cum. Și oamenii, deși în casele lor se feresc și în magazin și peste tot se duc la serviciu, stau cu mască, că vin la mine, cad măștile. Da, cad măștile, asta e ce frumos. Pe stradă și în alte vor fac mască și de frică, am zis, știi, dar în mulți am început să... Cad măștile. Și n-am evenimente, nu se întâmplă nimic. Acum ori ești, ori nu ești, nu mai nimic de mijloc. Chiar mă uitam și la grădinița, la fetițele mele, că ele din septembrie au mers. Deci un copil n-avea un muc. Deci, asta a intrat pe ori. Da. Soluția este să fii tu cum trebuie și atunci Dumnezeu face totul pentru tine. Și să dăruiești mai mult decât tu primești, să nu te taxeze interesul propriu, că ești o ființă divină și atunci te ocrotește pentru că spațiul gol intră automat. Și nu sunt taxeze ce zic cere sau și cui nu-și cere. Dăruiești fără zbor. Dăruiești oricum. Dacă nu-și cere cineva, nu te duci să primești. Fără să dacă cere să o dai. Dar trebuie să dai din dragoste. Dar dacă simți fără să o dai din dragoste. Dar ce se întâmplă? Mie nu mă mai văd și la mine să mă ajuți să pune via, nu? Deci te duci. Exact. Îi lovesc un act ăsta. Ajut, necondiționat. Da, fără să aștepți ceva. Da, nu ești, aștept. Sau și tu faci la oferă. Nu întrebam la cerere sau... Singur. Doar la ofertă. Nu cu ce scop. Da. Sau eu nu mă duci cu mașina. Fără să iei bani. Da. Fără să-l cunoști. Și uite, ți-ai tutut. S-a bifat acolo la... Da. La fapte bune. Da, pentru că ai dat binele tău. Da. Tu te-ai încălcat cu Dumnezeu. Ca la mine. Și mă bucur și când sunt plătită și când nu sunt plătită. Când nu sunt plătită, e mai fain. Mai e o faptă bună acum. Exact, e bifată. Și mai faci lucrul acela că pune în cutie. Cutia este acolo. Banii diferă de la persoană la persoană. Este pus afișul cu 150 de lei. M-ați întrebat mai devreme de preț. Da, las mai puțin, nu am înțeles. Da. Știți cum a fost cu prețurile? Întotdeauna am zis că e prea mult să cer atâta. Și de fiecare dată amânam.
de la o lună la alta, de la un an la altul, până când veneau oamenii și măreau, în trepte. Deci am pornit de la 40 de lei și cereau oamenii, îmi lăsau. Eu zic atâta, eu zic atâta. Deci eu nu îndrăzneam că ziceam că e prea mult. Și ei veneau și măreau de la sine. Și măreau de la sine și când spunea altuia să mă recomanda, spunea tot ei cât e prețul. Și venea, deja toți se împrospătau și se reînnoiau cu prețurile noi. Ei au fixat prețul. Și acum este 150 de lei. Cine mă sună, trebuie să spun prețul ăsta, că nu pot să-i spun, cum ar fi fost să spun ție, Mariana, care poate ești una dintre ultimele care așa, nu te costă nimic, ai fi zis, ba, ce-o fi acolo, sau chiar și fraza asta, cât vrei tu. Nu-i sună bine. Eu spun cât este acolo, omul vine și după aia, dar nu-i numărați, mă întreabă, dar nu-i numărați, pune acolo, că nu zic nu-i nicio problemă, cât vrei tu. Și în momentul de față am care îmi lasă 100 de lei, care îmi lasă 150 de lei, am persoane care a zis, eu zic că de acum încolo să fie 200 de lei. Că n-am cerut. Deci nu am cerut. Iar masajul meu este la fel și a doamnei cu 100 de lei. Că vine de la sub, de sus. Știți cum sunt? Ca un salator, ca muncă. Salahor. E așa zisul apartament, e 45 de metri pătrați. Alături dorm, mă odihnesc, aici muncesc, slujesc. În câțiva metri pătrați e așa o minunăție, raiul acolo. Deci primesc așa toate și mă forța universul prin fel de fel de semne. Și mă tot, și nu îndrăzneam și le spuneam, eram pe la jumătatea anului și spuneam, mă întreba tot atâta? Alt semn. Când veneau să-mi plătească abonamentul, mă întreba tot atâta? Păi, dacă eu nu spun nimica, deci ca și cum cereau într-un fel. Și eu începeam și spuneam de la jumătatea anului ăsta, anul viitor, începând cu 1 ianuarie. Deci nu puneam că de acum, să terminăm abonamentul ăsta. Și următorul. Nu stric de astăzi să obții nu știu câți bani. Totul lăsam... 150 la abonamentul. 150 este ședința la liber, de sine stătătoare. 120 de lei la abonament. La abonament. Da. Nu mai țin, nu mai am reguli cu abonamentul. Ce, craniosacral sau ce? Masaj terapeutic. E o chestie... Cât durează? Marca mea. Cât durează? O oră și 20 de minute. Da, înseamnă picioare? E tot, da. Dar de ce e o oră și 20? Așa s-a ales. Așa s-a ales. Așa s-a format. N-am învățat nicăieri. Nici felul ăsta în care îl fac nu... M-am lăsat să curg, să-mi curgă mâinile. Și mâinile s-au dus. Cum au... Te obosești? Nu, acum nu. 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 Nu am nicio problemă cu spate. În 2012 fac în fiecare zi. Pe 4-5 masaje, adică câte 10 ore, 12 ore, 6 ore, 8 ore, depinde. Mă mulțumesc și când e o zi liberă, mă mulțumesc și când e aglomerat. Toate sunt de la Dumnezeu. Toate sunt. Nu creează o zi să mă odihnesc sau doar cu unul. Mă bucur. Nu mă întristez că azi nu fac bani sau nu. Nu există. Și de o zi liberă și când e aglomerat, zic, Doamne, dacă mi-ai dat atât înseamnă, că tu știi că eu pot să le duc în bun sfârșit. Și așa și este. Seara... Înseamnă că asta este voia ta. Eu nu mai caut, nu-mi fac reclamă, nu... Și de încredere, apropo, deci e site, e numărul acolo, nu am evenimente neplăcute și e masaj, e un lucru intim. Nu mi-este frică. Mama spune și mereu se îngrijorează, că cum ai deschis tu așa la oricine și primești pe oricine oricum, dar ce știi tu cine? Că vine unul și îți dă și... N-am așa ceva. Nu.
Pentru că te era și mâna divină. Asta înseamnă încredere. Și când ai încredere, nimeni nu-ți face nici rău. Pe ce prost, cum să nu mă las? Păi să mă chinui eu ca să obosesc, să-mi stric spatele, mâinile. Nu, mă las și atunci vin cu energia și eu n-am nimic. Deci întotdeauna trebuie pusă încrederea pe primul plan, că dacă nu avem încredere, totul se destramă. Încrederea și fac tot ce pot să se simtă bine omul. Când ai încredere în om. Indiferent cât a lăsat acolo. 100 de lei, 50 de lei, 150, e la fel. Dar încredere înseamnă ce spune Maria, să faci totul pentru el ca să se simtă bine. Da. Asta înseamnă încredere. Și atunci deci, am siguranța că este prezent Dumnezeu, că e simțământul lui să-și metereze, să curzi din tine. Nu, sper că am încredere în tine, orice ar fi. Scot aurul din tine. Chiar dacă văd și altceva, așa am văzut eu, că dacă ai încredere în orice om, indiferent cât ar fi de jos, vezi sau... frumusețea. Ai încredere că la el să mă de acolo, de sau nu știu, sau... Dacă este frumusețea, că este... Nu știu să zic, chiar dacă e cel mai jos, tu ai încredere în el că... De fapt, ai încredere în tine, că îi dai totul și atunci ai încrederea ta. Tot timpul gândesc în prisma asta și timpul liber, în afara masajului, mi-l folosesc să fiu eu bine, că știu că binele ăla îl doresc. Nu mă lansez în critici, în conflicte. Păi dacă eu am intrat într-un conflict și am pus mâna pe om, pleacă, nici nu știe ce, nu știe ce. Da. Și nu mai vine și nu... Și mă întreb și eu, se întreabă și ea, bă, dar oare că era frumos, era bine, dar eu nu știu de ce. Nu vine să mă mai duc. Pentru că a primit conflictul ăla. De-aia, nu mă cer cu nimeni, nu nimic și eu sunt zen tot timpul. Te obligă să fii zen. Deci, te obligă să fii zen. Da? Nu permiți să-ți greu. Și pentru bine mă modelează. Mă gândesc la binele lor și știu lucrul ăsta că le transmit. Și ei, mie și eu lor. Și timpul liber mi-l folosesc. Înseamnă că trebuie ceva potriviți pentru tot. Toți sunt. Vin prin rezonanță. Și pentru fiecare... vin pe rezonanță. Da, ceea ce suntem noi, sunt ei. Care are, nu mai ajunge. Întâmpină tot felul de probleme. Nu mai pot veni, că nu. Iar încearcă, se programează. Iar. Nu mai pot că altceva s-a întâmplat. Și nu-mi dă seama ce întâmpină piedici, apare să mă numește copilul, o problemă, trebuie să rămân la servici. Pentru că noi așa zice, dar nu e asta. Nu mai. Și mai încearcă o dată de trei ori și gata. Deci totul e vorba despre noi. Da.